Salutul nostru este în Fapte, capitolul 1, cu versetul 8. Nu mai citesc, știți și dumneavoastră. Esența acelui verset este chemarea noastră la fi martor și acolo găsim și modul în care ar trebui să o facem. Mă bucur că sunt împreună cu colegii mei, profesori, și dacă mă gândesc bine, noi suntem patru costanțeni. Sau cu legături de Constanța. Fratele Daniel Gherma și fratele Octavian Baban, născuți în Constanța, eu și fratele Cornel Boligianu în trecere prin Constanța. Adică dânsul trecere, eu în staționare, deocamdată. Vreau să vă spun doar câteva lucruri informative despre programul de învățământ la distanță. Învățământul la distanță este un alt fel de a învăța. Mai dificil pentru unii, mai simplu pentru alții, depinde. În programul acesta avem 55 de studenți care vin din România plus alte 8 țări. Avem studenți din Italia, din Spania, Austria, Germania, Danemarca, Ucraina, Moldova, Marea Britanie și cred că am uitat a noua țară și poate vor zice unii frații noștri americani, cea mai importantă, Statele Unite. Avem studenți din Statele Unite, toți sunt vorbitori de limbă română, români plecați din România, în aceste țări, stabiliți acolo, sau pentru muncă temporară acolo. Planul Institutului este ca în curând să deschid un program în limba engleză, în învățământul la distanță, pentru a facilita înscrierea studenților străini să fie echipați prin Institutul Teologic de la București cu competențele necesare și cunoștințele necesare pentru slujire în țările în care Dumnezeu i-a așezat. Este un program care nu se vede. Nu vedeți pe niciunul aici. Câteodată nici studenții nu se văd. Eu îi văd pentru că monitorizez frecvența lor, implicarea lor pe platforma educațională, Moodle. Avem o întreagă instituție acolo, ea se numește Moodle. Este o platformă în care studenții accesează cursurile acolo, sunt așezate pe sări de clasă, pe etaje, pe și așa mai departe. Aș putea să vă transpun acea imagine virtuală într-o imagine reală. Și ar vrea să le rugăm pentru ei, pentru că ei sunt în biserici, în România, în diaspora, și slujesc acolo. Unii sunt păstori. N-au terminat o pregătire teologică și o fac acum. Alții sunt învățători în bisericile respective. Alții intenționează și caută voia lui Dumnezeu să vadă care este locul lor în slujire. Aș vrea să vă rugați și pentru ei. Și un salut pentru anul acesta, deși frate Sorin a scris cu pixul meu, n-am știut că vom merge amândoi cu aceeași idee. Nevoia de perseverență. În învățare e nevoie de perseverență. De consecvență. Vreau să adaug doar un singur verset la ceea ce spunea frate Sorin. Mi-aduc aminte de credincioșii din Pereia. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea era așa. Noi suntem chemați să cercetăm scripturile. Noi toți. Noi în mod special, dar noi toți. Oriunde am fi, oricine am fi. Vreau să transmit în această zi o singură idee. Cercetarea scripturilor este o reflectare a inimii noastre. Pentru că avea o inimă mai aleasă cercetau scripturile. Un om care crede că le știe pe toate, n-are nevoie de studiu. O, da, sunt și studenți, chiar din anul întâi. Nu aici, scuze. Am întâlnit cu studenți din anul întâi care credeau că erau profesori. Bravo, le știu pe acestea, au venit așa doar ca să
analizez, probabil. Cercetarea scripturilor, învățarea, este o reflectare a ceea ce este în inima noastră. Anul acesta vom continua drumul nostru de cercetare. Și vă rog ca Domnul să ne ajute să ajungem la capăt, ca să fim la un nou început și la un alt capăt, pentru că învățarea este un proces de o viață. Și să ne ajute Dumnezeu să creștem în toate lucrurile. Amin. Amin.